Sunt copii pentru care Moș Crăciun este doar un personaj de poveste, care nu au parte prea des de bucuria de a primi cadouri și de a-l întâlni pe Moș Crăciun. Crucea Roșie Giurgiu vrea să schimbe această situație și a inițiat în perioada 1-20 decembrie campania umanitară Toți suntem Moș Crăciun pentru copii necăjiți. Astfel, giurgiuvenii sunt invitați să ajute cu puținul pe care îl au și să umple sufletele celor mici cu bucurie. Dacă aveți acasă o cutie goală, mai mare sau mai mică, nu aruncați, ci umpleți-o cu dulciuri, o pereche de mănuși, un fular, o căciuliță, jucărioare sau caiete și creioane pentru copiii care nu l-au văzut pe Moș Crăciun de foarte mulți ani. Copiii defavorizați au nevoie de fiecare dintre noi pentru a gusta și ei din magia Crăciunului. Vă așteptăm cu aceste cutii și cu jucării dacă vreți să faceți o bucurie și să umple sufletul de bucurii și surprize sufletele copiilor necăjiți. Aceste cutii pot arăta așa, vă rugăm să le împachetați frumos. La nicio zi de la demararea campaniei, școala numărul 8 din municipiu a răspuns acestui apel, anunțându-și contribuția. Toate cutiile de cadouri se vor depune la sediul Crucii Roșii, după care vor fi distribuite copiilor din municipiu și județ. Pe tot parcursul lunii decembrie, Crucea Roșie Giurgiu ne îndeamnă să dăruim. Donând o jucărie, fiecare dintre noi poate deveni Moș Crăciun pentru copiii nevoiași. Cei care vor să dăruiască sunt rugați să împacheteze cadourile, să se semneze și totodată să specifice cui îi este adresat darul, unei fetițe sau unui băiețel.